ziua, dragi prieteni! Sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi eu voi pregăti o rețetă foarte rapidă și foarte delicioasă și care este foarte de ajutor în bucătărie. Eu am pregătit astăzi aluatul nisipos, sau în rusă se spune pisocnaya testa. Vreau să vă spun că această rețetă eu am făcut-o dintr-o carte veche, rusească, desigur. Acest aluat eu îl folosesc la biscuiți, prăjituri și diferite copturi. Dar înainte de toate, dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, dar nu uităm de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. După cum v-am spus la început, această rețetă este din carte și ingredientele acolo sunt date în pahare. Dar eu am cântărit și am să vă spun și în pahare și în grame. Eu aici am 2 pahare de făină, paharul de 250 ml, în grame sunt 270 de grame. Jumate pahar de zahăr, în grame sunt 125 de grame de zahăr. Un praf de sare și aici am un ou întreg și gălbenușul de la ou, nu 2 ouă întregi, un ou întreg și de la doilea ou numai gălbenușul. Și 200 de grame de unt. Untul trebuie să fie moale la temperatura camerei și toate ingredientele tot trebuie să fie la temperatura camerei, nu reci. În bolul de la mixer punem untul moale, adăugăm un praf de sare, dar dacă aveți unt sărat, nu adăugați sare. Începem să amestecăm. Adăugăm și zahărul, tot dintr-o dată vă adăugăm și amestecăm timp de o minută, la viteza cea mare a mixerului meu, dar dacă veți amesteca cu mâna, trebuie să amestecați timp de 2 minute, va fi de ajuns. Îl grămădim de pe marginile la mixer. Vreau să vă spun că cu zahărul puteți adăugați și un pleculeț de zahăr vanilat, vanile sau extract de vanile. Ce doriți voi, ce adăugați. Dacă nu doriți, n-adăugați. După ce l-am grămădit bine de pe marginile mixerului, adăugăm ouăle și din nou amestecăm bine. Timp de 1 minut, 1 minută și jumate. La mine a trecut o minută și jumate, este de ajuns, din nou îl grămădim, adăugăm făina. Cum v-am spus și de la bun început, nu neapărat să faceți acest aluat în mixer, puteți să-l faceți și cu lingură să amestecați. Pornim mixerul la viteza cea mai mică. Când este așa, este de ajuns, îl punem pe masa de lucru. Vreau să vă spun că făina este diferită și uneori poate să meargă puțin mai multă sau puțin mai puțină. Eu am să vă arăt cum trebuie să fie aluatul. Și acum îl adunăm doar așa, cu mâinile puțin. Dacă mai aveți nevoie de puțină făină, mai adăugați puțină făină. Dacă nu, nu. Este gata aluatul nostru nisipos, foarte repede, 5 minute mie să-l pregătesc. Dacă doriți acest aluat, puteți să-l puneți în frigider și să-l scoateți, să pregătiți din el când voi aveți nevoie de el. Dacă nu, chiar acum puteți să începeți să pregătiți din el ce doriți voi. Iată cum s-a primit. Iată așa la noi astăzi s-a primit un video scurt, dar foarte folositor. Vreau să vă spun că această rețetă de aluat eu o folosesc, cum am spus la bun început, la biscuiți, la prăjituri, la copturi sau ca bază la cheesecake-uri. La cheesecake pe bază de jalantină sau care se coace la cuptor. Dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți un like, dați un share, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram și desigur rețeta noastră o găsiți pe website înscris. Dar eu vă spun pe curând și ne vedem la o nouă rețetă!